Salvamonteștii din Buștene atrag atenția turiștilor asupra faptului că în munții Bucegi există risc crescut de producerea avalanșelor. Din cauza temperaturilor ridicate, zăpada a devenit extrem de instabilă. Prin urmare, toate traseele de altitudine sunt închise și cel mai sigur este să folosiți telecabina care leagă stațiunea Bușteni de platoul Bucegi. Salvatorii montani avertizează că în această perioadă căderile de zăpadă pot fi extrem de puternice. Turiștii care vor să profite în weekendul acesta de altitudine, de vremea frumoasă, ar trebui să țină cont totuși și de straturile de zăpadă, care sunt multe, sunt diferențiate și mai ales acum, odată cu încălzirea, ele pleacă. Cu siguranță vom avea și avalanșe, avalanșele astea de primăvară sunt destul de periculoase pentru că se formează bulgări. Și turiștii sunt dornici să plece pe trasee marcate sau mai puțin marcate și de multe ori în perioada asta se întâmplă foarte multe accidente. De aceea ei trebuie să aibă mare, mare grijă. Conform salvamontiștilor, drumeții pot fi făcute către Cascada Urlătoarea din Bușteni, traseu ușor care este deschis iarna, și pe platoul Bucegi, la Babele Sfinx și la cabanele din zonă. Toate traseele de abrupt din Valea Prahovei sunt încă închise la această oră pentru că zăpada este mare, este multă și este depusă în straturi. Pericolul de avalanșă există încă. Putem urca doar cu instalația de transport pe cablu. Da, se poate folosi foarte lejer, se pot folosi instalațiile de transport pe cablu, se pot folosi traseele de platou care sunt foarte accesibile între cabane, dar să nu se aventureze în abrupt pentru că acolo pericolul este mare. Pe majoritatea pantelor suficient de înclinate, stratul de zăpadă este puțin stabilizat, iar declanșarea unei avalanșe este posibilă și la o slabă supraîncărcare.